Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni. Liber la dedicațiuni astăzi. Vă uitați acolo, va apărea numărul 0264420135. Vorbiți numai după ce vă dați televizoarele mai încet. Mergeți și Facebook-ul și acum vreau să vă spun că am fost sunat de mai multe ori de câțiva concetățeni de-a noștri, doamne, și noi ne uităm la emisiunea Vine Clujul. De ce ne ocoliți? Uite, nu vă ocoliți, mai ales că interpretul pe care îl veți vedea mi-a fost prieten, îl știam din vremea când era solist prin Valea Jiului, după care a trecut la altă confesiune, a cântat în continuare, într-adevăr. A trecut la cele veșnice, Dumnezeu să-l ierte, să odinească. Uitați-vă, filmarea e făcută în Vama, Vama de Oaș. Hai! Am fost lutul cel cu scură, lut luat din bătătură, dar Iisus m-a curățit și pe-o roată m-a învârtit, m-a făcut un vas fințit. M-a umplut cu Duhul Sfânt, l-a turnat în vas pierdut, toată viața mea să-i cânt. Fă din mine ființa care m-ai creat să fiu Dumnezeul meu cel viu. Și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei, numai la cer să mă iei. Am fost lutul cel cu chiatră, așa cum e lumea toată, dar m-a frământat Iisus până pietrele s-or dus și cu unghiele-n m-a uns. M-a făcut un vas curat, de păcate m-a spălat, fie Domnul lăudat. Fă din mine ființa care m-ai creat să fiu Dumnezeul meu cel viu. Și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei, numai la cer să mă iei. Am fost lutul cu tăciune, aprins de păcat în lume, dar s-a îndurat Hristos și tăciunele l-a scos să fiu vasul de folos. Și m-a călit în cuptor să lucrez pe-a lui Iogor, să fiu vasul slujitor. Fă din mine ființa care m-ai creat să fiu Dumnezeul meu cel viu. Și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei, numai la cer să mă iei. Fă din mine ființa care m-ai creat să fiu Dumnezeul meu cel viu. Și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei, numai la cer să mă iei. Ovidiu Liteanu, caracter frumos, bun, talent, Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească. Hai să iau un telefon, dacă e cineva în drod, dă-mi Ișvane. Alo! La bună vedere, domnul Sergiu, servus domnului Ișvan. Servus, da. Aici bă, CEO, bă, se spune, CEO la voi, da. 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 Îi mulțumesc pentru tot ceea ce face dumneavoastră, gânduri bune, salutări prietenilor patronului, domnului Ștefan, că tot așa cheamă de la chioscă, da. Fără dâns și nu ne putem auzi, vedea și așa mai departe. Domnul Sergiu, doresc să le mulțumesc fratelui meu, cumnatei, la toți cei dragi nașei, fiicei, nepoatei mele, ginerului care m-au întâmpinat ieri la un eveniment important pe care îl voi serba mâine, ca fiecare, doar o dată în an, ai ziua de născare. Bă, la mulți ani, bă, Ivi, de acum spun, la mulți ani. Mulțumesc
din suflet. Voi sărbători cu toate colegele de la spital unde lucrez, de asemenea gânduri bune și Ramonei și mamei sale și la toți prietenii noștri. Vă mulțumesc și mult succes în tot ceea ce faceți. Doamne ajută la de bine. Doamne. Și un gând bun salutăm și colegului meu Tudorel Tupiluș din Botoșan, președintele ANR Nevăzătorului România, care și-a sărbat în 3 ziua de naștere. Gânduri bune și tot ceea ce face. Și lui la mulți ani. Mulțumim, Mimi. Uitați, oameni buni, ce am primit, cele bune. Uite ce am primit aici. Bă, cam Vasile Boiciuc Rogneanu. Îl știți, interpret de muzică populară, Marea Mureșană. El este ucrainian, Vasile, din Rona. De-aia e Rogneanu, Rona de sus. Ne-a trimis colinde ucrainiene din Maramureș. Bă, Vasile, acum a ajuns, acum o citesc, știi că a ajuns. Da, e o chestiune frumoasă că mi-a tras atenția că, uite, la toamnă, toamna acestui an, se vor împlini 40 de ani de când cântă el și cu mărioara Pașca, din Suciu, din Suciu, de la Lăpuș, de acolo. 40 de ani. Oh, oh, și era festivalul Floare de Mine la cum se cheamă, la Cavnic. Uite-ți, îmi trimite aici. Colinde, cum ai zis, mă, ucrainiene din Marea Mureș, a scos volumul 2. Zice, o ce veste minunate. Cum se cheamă? Nova Radistala. Mă rog, și tot așa. Taina, Namsia, Iablea. E, băi, ce, băi, e jale ce aici. Zice, afpiscu, piscu. Bă, asta înseamnă îl anuliș în aluniș. Nu mai zic mai multe, că după aia am probleme cu... Îmi scrântesc limba. Băi, ce vine? Ah! Ne-a cerut Angela Moldovan. Uitați-vă! Vă difuzăm cu o romanță pe care n-ați auzit-o toată ziua. Bună ziua! Hai! Nu-i niciodată prea târziu. O mână și frumusețea ei de vis în amintire să-ți rămână. Nu-i niciodată prea să-i deschizi iubirii și lângă cine-ți este drag să mergi pe drumul fericirii, să poți șopti
Da, uitați ce zice aici. Cristi Goia, felicitări pentru emisiune. Nicu Borhidan, salutări de la Ardudeni. Leontin Borșe, felicitări pentru emisiune. Pentru prima dată dați și cântări pocăiești. Felicitări! Într-adevăr, sunteți super buni. Mulțumim! S-a referit la Ovidiu Liteanu. Alo! Da? Alo? Bună da? Ziua, cum respect, domnul Sergiu! Vă ascult! Leontin Buburuzan. O, Doamne, ia să auzim! Da! Ne bucurăm că dați intepezia din ioara cântecului, din păcate, care nu mai sunt, Angela Moldovan, o mare stea cântecului moldovenesc. E, dar ea a cântat la Cluj, la noi, la operă, după ce a terminat asta conservator. Vreau să spun la mulți ani, interprete de cânte popular, Maria Mateș, care astăzi face o frumoasă vârstă. Marie! Astăzi, Maria, da. Bat-o bine, la mulți ani, măruță. Domnul Imbi Gașpar, îi dorim multă sănătate, da, împreună da. Cu interpreta de cânte popular, Oana Font. Și ea, băi, toată lumea sărbătoște. Mâine, Oana Font, într-o zi cu Imbi Gașpar, le doresc multă sănătate, pentru toți cosătenii mei la Sitiu pe Încanumic, pentru domnul primar, pentru părintele parhoc Gastian Jula, de la Biserica Sfântul Paraschiva din Sitiu Coeni, multă sănătate împlinire pentru toți sărbătoriții, pentru dumneavoastră, niște emisiuni frumoase pe care totdeauna vă caracterizăm un om deosebit de mare valoare. Mulțumim! Mulțumim frumos! Ia uitați ce scrie aici! Cele bune! Carolina Herdea, bună ziua, domnule Vaida, ne oferiți melodii de suflet, sănătate multă. Simona Turc, felicitări pentru misiune! Pentru emisiune, nimic fără Dumnezeu. Așa am început, că se spune, Simona, că lucrurile cele bune se încep cu o rugăciune. Acum noi începem mai în stilul nostru, da? Eh, oameni buni, ia să vă citesc că aici stat numai un pic, că am două dedicațiuni, să nu le uit, că nu îmbătrânesc și îmi pare rău. Bună ziua, domnule Sergiu. Doresc o dedicație fiicei noastre, Iulia Voica. Am împlinit săptămâna asta o vârstă faină. O dedicație frumoasă și pe adresa soților Nuța și Gheorghe Sabadiș, care mâine, amândoi, îți vor sărbători ziua de naștere. Le dorim tuturor multă sănătate și numai bucurii. Semnează familia Urcan. Eh, Urcan, dăm un cântec peste plan. Doamna care cântă, atunci era tinerică, încă nu era studentă la Academia de Muzică, acum e căsătorită, are copii, să-i trăiască, să și-i crească. Hai!
A fost Ana Maria Gergel. Ea este din Rohia. Rohia, știți noastră, unde e mănăstirea pe care o știți. Oameni buni, ne ducem acum până unde credeți, în județul Arghita, ață întuznat sat. De ne ajută tehnica și bunul Dumnezeu, o să vorbim acolo cu primarul comunei de acolo, cu domnul Molnar Iosef. Bună ziua! Bună ziua! Opa! Da, ascult! O, ce frumos e acolo! Ce sărbătoare aveți, domn primar? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Și posibilitatea de a fi alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Spuneți-ne că văd că e un decor și un aranjament de sărbătoare mare acolo. Povestiți-ne despre ce e vorba. Stimate domn, da, ne pregătim de Fărșang, sau se spune și Lăsatul Scaunului, da. Un eveniment deosebit pe care probabil că cel mai mic sat din Harghita, dar unul din cele mai mici sate din Harghita organizează, este gazda acestui eveniment foarte important. Ne pregătim, urmează să vină un alai de muzicieni și interpreți care cu ei împreună ne vom pregăti de un eveniment deosebit, sfârșitul iernii, și ne pregătim de sigur și de postul Paștelui. Este o încheiere a evenimentelor care a fost între Crăciun bobotează și acum încheiem acele evenimente prin a înmormânta pe Ilie, așa chemăm pe noi, Ilie, care a fost un om deosebit, da, da, drag satului, dar înmormântăm. Este un fel de a spune adio iernii și așteptăm cu nerăbdare primăvara. Așa credeți dumneavoastră că pleacă iarna? În Harghita pleacă greu iarna, domn primar. Auziți, să le spunem, cam greu, da. Cam greu. Să le spunem românilor că, auziți, oameni buni, postul Paștelor la ei intră mai repede cu o lună decât noi. Vă aduceți-vă aminte. Deci, ca urmare. Vă rog să ne spuneți comuna dumneavoastră, ca să știe lumea, să facă deosebirea între Băile Tuznad, Tuznad Sat, Tuznadul Nou. Spuneți-ne ce localități aveți în comuna dumneavoastră? Da, în cadrul comunei Tuznad avem trei localități, da. Tuznad Sat, Tuznadul Nou și Vrambia, unde ne aflăm momentul de față. Sunteți la Vrambia, deci pe malul stâng ar veni al Oltului acolo. Exact. Chiar cunoașteți locul, ați fost pe la noi. Bun, că și Tuznadul dumneavoastră e pe partea dreaptă. Aveți câți kilometri aveți până la Băile Tuznad de acolo? 9 kilometri. 9 kilometri, da? Și aici între dumneavoastră, câți locuitori aveți acolo? În cele trei localități componente avem 2082 de locuitori, conform recensământului din anul trecut. Domn primar, spuneți-ne, cu apa minerală Tuznă, că nu-i facem reclamă, ține de dumneavoastră sau de alții? Ține de noi, domnul. Da, ține de noi, slavă Domnului. Că deja sunteți victorios, da, bine. Da, da, da. Da. Ce alte sărbători aveți dumneavoastră acolo în comunitate? Păi organizăm imediat de Paște, avem iar un eveniment, se unește lumea, aduce coșul cu bunătăți, aha, ne adunăm la un loc chiar de ziua Paștelui, de duminică seară, apoi ne pregătim de mai, atunci avem, sărbătorim acești oameni care împlinesc 18 ani, apoi de vară avem ziua comune și avem și ziua concursul cu atelajul cu cai. Asta am vrut, deci, să vă întreb, să mai face concursul ăla din ciucul de jos, ăla cu atelajele, acolo sunt. Chiar sunt surprins de dumneavoastră că aveți atâtea informații despre noi, da, să se susține. Apoi ce credeți, că numai dumneavoastră despre noi și noi despre voi? Chiar m-ați surprins, mulțumesc, da. Deci chiar vă invit și atunci va fi organizat, pot să vă zic chiar și acum. Vă spun din acum că venim. Iunie. Venim. În cât e? În iunie, în cât? În 29 iunie. A, când la noi de obicei cam cade Petru și Pavel. E bine, e bine. Vorbim, domn, da, primar. Vorbim. Vă rog să faceți o dedicație locuitorilor pe care îi aveți dumneavoastră în păstorire. Aș dori să fac tuturor care ne urmăresc cel mai important, sănătate să avem și pace. Ăsta e important. Și eu vă mulțumesc.
Pace. Eu mulțumesc pentru posibilitate. Mă bucur de cunoștință. Vă îmbrățișez. Și distracție plăcută. Să iasă frumos de acolo. Să dea domnul. Să dea domnul. Mulțumim. Oameni buni, a fost primarul din Tuzna sat, domnul Molnar Iosep. Ce frumos. Cine mai e la telefon? Izvan, ia dă-mi. Oameni buni, noi v-am spus mereu că nu este de la Cluj. Emisiunea asta nu ne enclavizăm nici măcar folclorii noi. Ați văzut, olteni, moldoveni, toate, tot ce vine noi oferim omenia pe locul întâi. Alo? Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua! Omenia e pe primul loc și la Târnăveni. Vă ascult, da. Trifan Hulpuș, împreună da, domnul cu soția lui, da. Anișoara. Da. Vă ascultăm cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare drag. Pentru nepoței mei, Gloria, Filip, Francesca, Rafael și cu Maximilian, copila mea, Octavia și cu ginerele Florin, băiatul meu, Fănel și cu Nora Nicoleta, cuscul meu, Blaga Petru, fostul Stegar, acum s-a mai lăsat și el puțin, că are o vârstă și mai lasă să mai vie și tineretul. Și pentru toți prietenii mei din Târnăveni, care să știți că vă ascultăm și ne uităm cu foarte mare, mare plăcere. Mulțumim! O duminică plăcută tuturor ascultătorilor. Uite, să mulțumim, dacă tot am început la mulțumiri, să mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj, de aici, știți noastră, în Parcul Mare. Oameni buni! Următoarea dedicație o trimit înspre toți. Este de muzică ușoară. O trimitem și spre locuitorii comunei Tuznad sat. Hai! Ca toamna florile să-și piardă în vânt pe rând culorile, n-ar trebui ca vânul norilor să poată stinge în zbor soarele în plină zi. N-ar trebui, n-ar trebui. N-ar trebui ca dorul pe pământ să ia sfârșit pierdut și el în vânt. N-ar trebui cândva să ajungă doar un vis amar. Nu, nu, n-ar trebui. Aduce lacrima în ore lungi târzii. N-ar trebui, n-ar trebui. N-ar trebui ca dorul pe pământ să ia sfârșit pierdut și el. Constantin Drăghici și el,
a făcut școală la Cluj. Azi la noi, toți ai noștri. Uitați să vă citesc niște dedicații. Maria Șuteu, felicitări pentru emisiune. În 15 februarie avem 52 de ani de căsnicie. Toate emisiunea o dedic familiei mele din satul mare. Marinela Olimpia Pop, felicitări. Aș dori o dedicație generului meu, Laurențiu Rusu. Ieri am primit 34 de ani. Noi, socrii Nela și Simi, soția Simona și copiii Eduard și Sara, îi dorim tot binele din lume. La mulți ani. Marcela Chircu, vă urmărim cu drag de fiecare dată. Melodiile să fie înspre nepoțelul nostru, Silviu. La împlinirea celor 5 anișori, i-a împlinit în 6 februarie. Copilărie fericită și tot binele din lume. Semnează mamaia și tataia din Brăila. Și Simona Turc ne scrie: domnule Sergiu, dați vă rog și cu o melodie și cu regretatul Ion Sotelecan. Am mai spus cuiva, cu Ion Sotelecan nu găsim imagini, că nu l-au filmat, dar vrem să facem un montaj, de o să ne ajute și Sergiu, fiul Sotelecan, facem un montaj ca să putem folosi celebra melodia lui pe care ați îndrăgit-o toți, o, vă aduceți aminte care? Mugurel cu Coama Rară. Bun, hai să iau un telefon. Alo? Alo? Da! La toți de față și viitor sănătate! Oh, mulțumim! Toată mapa muzicală să fie pentru noștrii români și neromâni, dar pământeni, cum da. A zis poetul de la Tăvârșin. Da! Da! Bun, sănătate la toată lumea și să ne ferească de rele. Pace să dea Dumnezeu, că după aia le facem noi pe celelalte. Asta e. Dacă îi pace, putem face ce ne place. Știți cum se zice. Corect, corect. Să trăiască Gorjul. Vă mulțumesc. Așa. Sănătate. Maria Călăraș. Bună ziua, fericitări. La mulți ani sănătoși fetei mele, Ionela. În 20 v-am primit 37 de ani. La mulți ani sănătoși și norocoși înspre Ilinca. În 24 are 2 ani și are sănătate multă și vă mulțumesc frumos pentru dedicație. Oameni buni! Ei, ei, dacă nu la noi, hai să ne lăudăm singuri. La cine? Cântecul ăsta nu-l prea mai auziți. Uite, noi vi-l oferim cântat chiar de cea care l-a lansat, că după aia mai cântat și alții. Uitați-vă dumneavoastră. Hai!
n-o să mă credeți dacă vă spun că, uite, am primit de la doamna Steluța Ciobanu din Oltenița, județul Călăraș, am primit o felicitare de mărțișor, că a vrut să fie convinsă că ajunge la timp. Dragă Sergiu, sunt o admiratoare a ta, îmi place emisiunea Vine Clujul pe la noi, îți doresc sănătate și succes în tot ce faci. Doamna Steluța Ciobanu, mulțumim, punem acolo. Hai să iau un telefon. Alo? Alo? Da, hai să te văd, hai să te văd dacă... Alo, bună ziua, domnul Vaida. Bună, hai că mă întorc să te văd mai bine. De unde ne suni? De la Timișoara. Hapa, vă ascult, da. Da, aș vrea să iau o dedicație cu Florian Vaida. Florian, da, care saxofonistul de cel noastră? Florian Roșan, vreau... Florian Roșan, da. Păi da, că a lucrat o vreme, s-a școlit la dumneavoastră. În... Da, da. El e din Sălaj, din Barcău, de acolo. Da. Da, da, da. 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 Bine! Sănătate multă, Doamne ajută! Toate cele bune, da, asta da, este. Da. Nu mai... Bă, stați, băi, așa. Stai un pic să văd aici ce-mi vine. Să mai citesc o scurtătură așa. Ah! Ai mei regie sunt foarte bine dispus. Vineri au avut și ei un micro-rebelion, nu știu ce au făcut. Am lipsit motivat. Acum le spun și eu. Și după cheful ăla, oameni buni, vorba lui domnul Ștefan Alexandru, toți au devenit vegani. Ăștia ai noștri. A tras vineri o stășească, azi sunt vegani toți. Rar care nu-i la al treilea borcan de murături. Au trecut pe murături. Prin urmare, ia să le dau eu un cântec acum... mai vesel așa. Ha! Îmi vorbești zi de zi despre vreme cum a fost și cum va fi. Îmi vorbești despre nori, despre cât de cald sau frig a fost în zori. Îmi vorbești despre ploi, despre soare, despre vânt, dar nu de noi. Îmi vorbești, că mă iubești. Știu vorbele iubirii pot uneori lipsi, chiar vorbele banale o pot mărturisi. Din starea vremii însă oricât de mult aș vrea, n-am cum să pot zici iubirea ta. Și mă rogi zi de zi, nu cumva la întâlnire să-mi târzi și te-mi spui că ceva foarte, foarte important vom discuta. Dar îmi vorbești despre ploi, despre soare, despre vânt, dar nu de noi. Îmi vorbești, îmi vorbești despre vreme, loc să-mi spui că mă iubești. Vorbele iubirii pot uneori lipsi, chiar vorbele banale o pot mărturisi. Din starea vremii însă oricât de mult aș vrea, n-am cum să pot zici iubirea ta. Vorbești zi de zi și în loc de două vorbe îmi spui mii. Îmi vorbești despre nori, când mai simplu ar fi să-mi spui că mă ador. Dar îmi vorbești neîncetat, toți termenii meteo i-am învățat. Fiindcă tu îmi vorbești despre vreme, loc să-mi spui că mă iubești. Îmi vorbești zi de zi despre vreme, cum a fost și cum va fi. Îmi vorbești despre nori, despre cât de cald sau frig a fost în zori. Îmi vorbești despre ploi, despre soare, despre vânt, dar nu de noi. Îmi vorbești, îmi vorbești despre vreme, loc să spui că îmi vorbești, îmi vorbești. Angela Simila, îmi scrie cineva pe privat, frumoasă femeie. Aferim, nu vă contradicem. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Nu vă supărați că vă deranjez. Nu mă supăr. Sunt Victoria Mica din Aghireș Fabrici, județul Cluj. Da. În data de 21, am
zic de luna viitoare, luna trecută, că luna asta nu am dedicat. Aha. Că mă lăsați să zic. Ia să-ți vă te văd eu, ia. La 1 ianuarie a fost ziua de naștere a fostei mele colege de la Lafarge Aghireș, Iuhas Mariana din Leghia. Da. În 10 ianuarie a fost ziua fiicei mele Ioana Ursului din Cluj-Napoca, cartierul Gheorgheni. Și în 21, când l-ați avut invitat pe Florin Piersic, care ne place foarte mult de el, am scris pe telefon, dar n-ați citit. Păi atunci n-am dat dedicație, știți noastră, da. Și așa, nu, a fost ziua de naștere a soțului verișoarei mele din Gârbău, județul Cluj, Borna Gheorghe. Am plinit 80 de ani. Uite că am rezolvat-o acum, să trăiesc. Și vreau să vă spun că socra lui are 92 de ani. Alo, m-auziți? Da. No. Vă mulțumesc foarte mult și iertați că v-am deranjat. Nu, n-ați supărat. Cele bune, mulțumim. Ia să văd ce să vă citesc acum. Uite o dedicație. Mamă, așa e omul de la munte, bun. Pleacă înspre muntele rece. Destinatar, deci sărbătoriți de acolo. Cui o trimitem, ca să înțelegeți? Înspre Silvia și Dorel Dodea, din muntele rece. Bă, de acolo e Viorel, opa. Mulți de-a lui Dodea acolo. Darul, stimată familia Dodea, darul vine din partea copiilor, a nepoților, a nurorii, a genelor, a surorilor, a fraților, a cumnaților și a cumnatei. Sănătate, fericire, la mulți ani! Și vă dau un cântec acum, pa, să vă placă tuturor! Nu a fost și nici la fi.
telefon. Alo. Bună ziua, domnul Vaidan. Bună ziua. Este din Cluj, Rednic mă numesc. Da? Vă să dau o dedicație pentru soțul de-a mea din Dej, Bor Lucia. Așa. Da. Orice melodie care mai e frumoasă. Bine, bine. La noi numai frumoase sunt, să știți. Da. Da. Ia uitați, Florin Iosip, salutare dragilor, Ioachim Vancea, deci Angela Moldovan și atâtea alte amintiri frumoase izvorâte din emisiunea dumneavoastră pe care nu se va șterne praf. Oameni buni, uitați cum s-o arăt ca asta, că nu l-am pregătit pe... Vreau să vă arăt o carte. O surpriză plăcută pentru mine. Un fost coleg de-a meu de armie română de la Sibiu, la Gamel, acolo am fost coleg și la ansamblu împreună, Romi Moldovan, uitați, aceasta este. E, numai una dintre cărți asta. După ce a terminat el toată treaba asta cu armata și cu pompierii, s-a apucat de scris, a studiat, a nebunit. Dom'le, în momentul de față este unul dintre cei mai proaspăți membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Bravo, Romulus Moldovan îl cheamă. O să vă vorbesc mai multe despre, poate îl prind odată și îl aduc într-o emisiune, ca să vedeți când îți pune Dumnezeu mâna în cap, apoi ți-o pune. Uitați aici, pe malurile Acheronului, zice Romii, noi Romii îi spunem. Fii atent ce zice aici la final. O viziune. Pe malurile Acheronului, îngeri minusculi și palizi zboară ca niște libelule albe. Acum eu l-am decelat pe el ca fiind, culmea, un fel de obzecist. Care, nu știu, îmi vedea mai multe, nu mă înțelege. Ce frumos a zis. Dar ce îmi place aici? Dintr-o poezie, din naturalețe. Cu salahorii cuvintelor am descoperit adevărul din vin. Formidabil. Păi da, unde ai văzut boemă fără păiți? Așa. Mai dă-mi un telefon și o să vă citesc după aia poezie, că el e foarte modest. Vă arăt după aia altă carte. Alo? Alo? Da. Vă ascult. Bună ziua. Bună ziua. Mă numesc Marginea Nana din Bogata de Mureș. Da. Și următoarea melodie aș dori să fie pentru soțul meu și pentru mine, care am împlinit în luna ianuarie 53 de ani de căsătorie. Mulți înainte, să fiți sănătoși. Multă sănătate. Toate cele. Dar sunteți cam supărată sau ați fost răcită? Nu. Ah, hai, domnul Mavie, lasă, pace să fie și... Dacă e pace, am zis eu, o să facem ce ne place. Da. Pace și prieteni între popoare. Da, mulțumim. Uite ce mai zice Romi aici în cartea Mâna dintre nori. Uitați, asta este. Domnule, au scris despre el oameni mari. Nu mai vorbesc, Adrian Popescu. Uite, aici scrie Ion Cristofor. Zice că Romi este la vârsta deplinei maturității. Uite ce zice el, modest, domnule, copilul de la țară, modest. Eu nu scriu poeme. Uneori se adună în coșul sufletului cuvintele azvârlite pe mal de vâltoarea vieții. Mă minunesc privindu-le, apoi le așez cu migală pe pagini albe imaculate, într-o ordine cât mai firească, asemeni florilor în ierbarul școlar. Îngerul păzitor mă asigură mărinimos că se va bucura de ele cu siguranță cândva, cel puțin un trecător. Oameni buni. Oh, și aici, uite, e în limba maghiară. A scris ungurește, e scoasă la Tracus Arte. Domnul Coracioni Zsolt este, cum s-ar zice, mai marele scriitorilor de limba maghiară din Transilvania. Se cheamă O Homo Ize. Asta este cartea. Așa, să-l vedem. Deci, și a mai tradus și în engleză și cu bilingvă în engleză, cu tare, nu. Romi e un nume, și vorba, cum i-au fi spus colegii, Romi, de acum înainte să vezi tu dușmani. Că n-ai avut până. Și să nu uit, soția lui Romi, doamna Paola, nu știu, mâine, poimâine, își sărbătorește ziua de naștere. S-o considerați și chestiunea aceasta un dar, doamnă Paola, bine că îl lăsați să scrie, să-și facă, că nu scrie prostii. Bravo lui! Să vor mândri colegii cu el, ne mândrim și noi, mă mândresc și eu. Și să vedem ce cântec dăm acum. Stai să vedem că oamenii au cerut dedicații. Oh! Oh! Bă, Romi, tu și dumneavoastră, stimați telespectatori, nu scăpați de mine. Ați tot cerut, că a zis că ăsta rupe internetul, cântecul ăsta, ați făcut o fel de... Uite, vi-l dau eu, așa cum e el la Orine, cântat de mine și de Nanaș, în vechea formulă, la Poiana Brașov.
țară mare. Cine fură, ăla are. Hai români, luați beți, că suntem fecioristeți. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Mai bine la noi în țară, sărăcia ne omoară. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Țara mea e țara mea, m-am obișnuit cu ea. Cât rătăm și îndurăm, păr picioare ne uscăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Am furat un portofel, n-am găsit nimic în el. Pe România de năcaz, de-ai muri să nu mor treaz. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Mândră țară-i țara mea, trăiască corupția! Azi furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. Furăm, mâine furăm și ne facem că lucrăm. După cum ne ascultați, cred că și voi cam furați. Mă rog, furăm, uite, ias, visul din vis. Bă, Romi, nu m-am putut lăsa să nu ți-o citesc pe asta. Mai ales că tu, apropo de Freud. Atenție, îți dau carte. Freud a montit. Adică Freud a mințit. În visul de azi noapte, îi trimiteam lui Freud un e-mail spre interpretare, relatându-i că dorm bine, că visez color, dar uit totul când mă trezesc. Frumos. Asta, și asta, închei. Okay. Uneori am trecut someșul cu luntrea, dobândind în acest fel credința că traversarea Acheronului va decurge bine. Apropo de Acheron, că mi-a atacat un. Acheronul este unul dintre cele 6 râuri ale infernului. Este mai cunoscut Acheronul, și care este râul tristeții, și Stixul, care e râul urii. Nu ne băgăm aici. Deci, știți noastră că ne așteaptă Caron să-l treacă Stixul cu luntrea. Ah, nu mă bag, dar dacă m-ați verificat, dacă știu ce e Acheronul, da. Alo? Bună. Alo? Bună ziua! Bună ziua! M-auziți, domnul Vaida? Vă aud foarte bine! Doamne, și eu ferească Dumnezeu să ne auzim! Da! La mulți ani, ce faceți? Mă bucur că eu sunt de la Vălen de Munte. Vă ascult, cu drag! Da! Ce faceți? Sunteți sănătos? Galbând de gras! Sănătos voi, nic galbând de gras și roșu ca brânza, cum zice Ardeleanu. Așa, domnul Vaida, îmi pare bine, sunteți un optimist. Mulțumim! Chiar v-a spus, să nu ne mai dați din ăștia politicieni, din ăștia primari în direct. Am dat că am vrut să vadă lumea că și comunitățile toate trăiesc și să nu ne lăsăm noi mai moi decât alții. Da, da, asta e viața. Deci, auziți, omenia se va păstra, dacă ați observat, în comunitățile mici, că la oraș dăm din coate. Da, vă ascult! Eu nu m-am referit la cel că a fost din... Nu, știu la ce politicien vă referiți dumneavoastră, stai liniștit. Nu, la politicien ăștia, noi mai pitiți... Nu ne băgăm! Ați văzut că... Pe melodia asta au umplut netul ăștia că au pus tot felul de poze. Nu le-am pus eu, domnule, nu stabiliu pe poți. Nu ne uităm noi pe internet, că eu sunt bătrân, așa, 70 de ani. Da, da.
V-aș dori și o melodie. Soția mea a împlinit 66 de ani ieri și azi e pe o zi mai târziu. Dar e bine așa. Nu e nimic. Auziți, astăzi, cum am zis eu cu domnul Ștefan, sunteți vegan astăzi. Exact. Lasă, fim că am mâncat și carne destul. Așa, bine, mulțumesc. Ce cântec vă dau de ăsta din Marea Mureș ca să potrivească momentului? Momentul. Să potrivească. V-am spus, eu sunt la Vâlen de Munte, aici, Răgățean. Ei, din Marea Mureș, ia uitați-vă ce vine, uitați-vă. Hai! Mulțumesc frumos, o zi hai. Plăcută și numai bine să așa, bună ziua, domnule Vaida, mulțumim pentru frumoasele emisiuni, succes mai departe, sănătate vă transmitem. Dorim un mesaj pentru sora soțului, pentru scumpa noastră Gabriela de la Unirea de Ogna Mureș, astăzi fiind ziua ei, transmitem din suflet sănătate multă și numai bucurii, multe îmbrățișeri ei și tuturor celor dragi de acasă. Cu drag, Radu și Cati Holzer din Würzburg, Germania. Liliana, Lili, vă felicităm pentru emisiune. Mulțumim! Hai că luăm telefonul. Alo? Alo, bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua! Hai să vă văd că aveți un timbru plăcut. Hai. Alo, da? Da, mulțumesc! Am mai vorbit cu dumneavoastră. Da. Mă numesc Simon și vreau să fac niște dedicații. Acum că se apropie zilele astea al Sfântului Valentin, da, vreau să fac dedicații pentru soțul meu Valentin și pentru fiica mea Valentina. Acum, pentru amândouă, că sunt gemene, Valentina lucrează la jandarmerie la Cluj și vreau să le fac o dedicație lor cu ocazia zilei Sfântului Valentin și dedicații pentru cumnatul și sora mea, Vodă Ioan și Vodă Cici, care a fost ziua lor de naștere duminica trecută și luni, deci așa o zi una după alta, de feranul, bineînțeles, și să le fac urări de sănătate și la mulți ani cu fericire. Și încă una pentru nepoata lor, Cristiana, care este născută în 26 februarie, ca să nu vă încurc în fiecare duminică, și pentru o altă nepoată a noastră, sora, soția nepotului de la București, Mona Dragomir. Mulțumim de telefon! Mulțumesc și eu! Ne întoarcem la ale noastre să mulțumim și noi sponsorului emisiunii, restaurantul Chios din Cluj. Și acum, apropo de meciul de ieri, de cutare, dăm o dedicație înspre toți bărbații chibiți de fotbal. Asta e. Hai! Astăzi vorbesc cu mine în oglindă despre trecut și despre viața mea
Și-aș vrea ca timpul să se mai întindă, din ce am greșit să mai repar ceva. Dar cum să mai repar acum trecutul, când el a dispărut din drumul meu? Și doar 60 de secunde are minutul, și eu de când mă știu așa sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă întorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Ce face vremea asta trece, e ca o frunză legănată în vânt. Sunt clipe care nu aș vrea să plece și clipe care aș vrea ca să le uit. Chiar dacă vremea asta iute zboară, nu se întoarce, are un singur drum. De-ar fi să mai trăiesc a doua oară, eu aș trăi la fel ca și acum. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă întorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată am sau n-am niciun gând. Câteodată plec doar ca să mă întorc, câteodată fug de prea mult noroc. Câteodată spun, câteodată tac, câteodată n-am chef nimic să fac. Câteodată nu știu care-i rostul meu și cred că sunt altul, dar mereu sunt eu. Ra, 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 ra. Felicia Grec, felicitări pentru emisiune. Nicu Morar, din Tășna, Satu Mare. Azi nepoțica noastră, Eliza Borda, împlinește un an și jumătate, să trăiesc. Bunicii, Tuța și Miluț Borda, din Tibru, opa, județul Alba, la Vin, acolo. Și Nicu Morar și Maria din Tuzna îi doresc sănătate și fericire la mulți ani. Ioan Pușcaș, la mulți ani fericiți mie și neveste mele. 32 de ani avem împreună cu Aurica din Chiești, domnule Sergiu, eu sunt din Răzcruci. Da, emisiuni frumoase în continuare. Viorica Ignat, felicitări pentru emisiune, domnule Vaida, vă salut cu drag. Mariana Legian, sănătate multă, domnule Sergiu, din Spania vă urmăresc. Hai cu telefonul. Alo? Alo? Da, vă ascult. Domnul Vaida, în direct? Da, sunteți în direct, da. Din comuna Păltinoasa, Hapciuc Fănică mă numesc. Da? Măritat aici, în Creaca, Sălaj. Da. Ce să mai, domnule, asta o bun soarta mea. Da. Am vrea și eu vreo două dedicații. Da. Pentru sora mea, frații mei, Gabriela Geană, din Gura Humorului. Da. Hapciuc Cristi, din Grecia, Atena. Viorel Hapciuc, din Capul Câmpului. Verișorii mei, din comuna Păltinoasa. Nu mai am cuvinte, mai ales de aici, din Creaca, Adi, Grecu, Anișoara. Pentru toți care mă cunosc, le doresc multă sănătate, fericire. Și dumneavoastră, la mult. Mulțumesc!
Mulțumesc! Așa să vedem, câteodată râd, câteodată. Stai să mai știu, la mulți ani tatălui meu, zice Aurelia Ioniță, a împlinit ieri 90 de ani. Toate melodiile să fie înspre dumnealui. Să dea Domnul. Doina Darie. Domnule Sergiu, toate cele bune întregului colectiv de la Vine Clujul pe la noi. Ani mulți de emisiuni înainte. Doresc împreună cu familia mea să dedic emisiunea petrenului nostru Nicolae Mahriniuc. Cadou de ziua sa de naștere, sărbătorită ieri, în 10 februarie, alături de frumoasa sa familie și alături de buna sa soție, cu care a sărbătorit tot ieri 47 de ani de căsătorie. Le dorim sănătate, relele să-i ocolească, fericirea să-i copleșească. La mulți ani! Pai, ia mai dă-mi un telefon scurt așa. Alo? Câteodată, armați cu Petrica. Ah, ce scrieți? Alo? Da, vă ascult? Emisiunea Vine Vaida pe la voi? Da, ia uitați-vă la mine că vă fac cu mâna acum. Da. Da. Sunteți în direct, vă ascult. Bună ziua. Să rămână. Aș dori o dedicație pentru fiul meu. În 17 februarie împlinește 35 de ani. Să trăiască. Mama lui, Nalasca Media Carolina din Năsăud, îi dorește la mulți ani multă sănătate, bucurii, fericire și tot ce își dorește să îi se împlinească. Să dea, domnul. Să rămână, vă mulțumim. Oameni buni, astăzi, pont, adică exact cum zice Ardeleanu, astăzi este ziua de naștere a cumnatului meu, Vasile Meteșan, al lui Domi, din Chiești, din Salaș. Vasile, toate cele bune, sănătate îți ai. Și pe restul o să le învingi pe toate. La mulți ani. Fiți atenți ce cântec dau, măi. Hai! La creșma din făgădă, la creșma din făgădă, acolo mergeam și din vale, jos la creșma cea din vale. Vino-i bun, măsura-i mare, creșmărița-i vânătoare, dorule. Arde-o focul băutură, arde-o focul băutură.
Cred că am nimerit cu melodia asta exact oamenii care nu beau. Dar mă rog, ea e de petrecere, de bucurie. Alo? Alo. Da, vă ascult. Dârle, sunt din Vâșmor, vecin cu domnul Vaida, spune că vreau să... Auzi, stai așa că ești în direct, domnul Dârle, vă ascult. O, să trăiți, amu, vă văd, am oprit sonorul și n-am crezut că greca. Da. Domnul Vaida, da. Nu, nu vă dau sonorul. Vă văd numai așa. Da. Așa, hai că să vă văd mai bine, da, acum. Când ați fost ofițer, elev la școală, ați fost la bal în Roșiori? Am fost, da, păi am fost și eu sufletit, ce să fac? Erai tare fan, eu sunt... Și la fotbal am fost, și în Vâșmort, adică Roșiori, și în Borhid, da. Da. Înșură pe la mine, că la mine făceau baluri. Da. Acum, frate meu, Ghiță, Dumnezeu să ierte, era... Aveam neamuri în Vâșmort, avea acolo, da. Da, da. Bă, Dumnezeu vă ajute, ieri am trecut și eu un prag mai mare, așa, pe 74. Dar aș vrea pentru tăți frase, neamurile și cât să am, avem mulți frate, că noi am fost 9. Da, noi am fost 11, v-am bătut, bine. Da, Dumnezeu vă ajute. La da, am trăit numai 8, da. Dăm ce-i vrea dumneatate ziua mea și anunță-mi copiii cofeciorului la Brașov, în Hărman. În Hărmanul Brașovului, da. La dumneatate, da, e năcăjită că i-a murit italianul, bărbatul, da? Da. Orice bine șase, că eu m-am ajutat cât un pic. Da, mulțumim frumos. Dă-i sănătate și să trăiești, bată-l 100 de ani, că eu 107 trăiesc să te prind șapte. Așa, mulți ampai. Bun, ia să văd cum stăm cu busola... Păi, da, stai să vă citesc. Să citesc niște dedicațiuni de aici, că mai apuc, să nu zic că oamenii că n-am citit. Și apoi vedem. Maria Bădice, felicitări și multă sănătate. Bună ziua, domnule Vaida. Nepotul nostru, Ryan, pe data de 2 a împlinit un anișor. Și în 6, soțul Viorel, bunicul, adică, a împlinit și el o vârstă frumoasă. Familia le dorim mulți ani sănătoși și fericiți. Mulțumesc, să știți, sunteți cei mai buni. Semnează Doina Pop. Petru Mariș, Doamne ajută, felicitări pentru emisiune. Cu ocazia de naștere a domnului primar Alina Brudan din Râșca, Râșca de Cluj. Multă sănătate și tot bine de lume. Mulțumesc. E așa. Cine zice aici? Doina Ardeleanu, emisiune foarte faină. Mulțumesc, domnule Sergiu. Ludovic Pănuș, stați să mai mărim. Bună ziua! Doresc a leura rudelor mele, Georgiana și Iulia Maricica, sănătate și baftă la liceu, respectiv la facultate. De asemenea, tuturor locuitorilor din Viișoara, inclusiv lui Rodica din Vărateș. Bucurii și numai bine. Transmiteți, vă rog, Georgianei să nu uite să aducă miere cu gâmbir. Mulțumesc! Ce? Georgiana, nu uita de miere cu ghimbiri. Acum mai multe nu mă spun, că bărbații știu ce e. Așa, nu, gata. Oameni buni, a zis domnul înainte, domnul Dârle, Dârle sunt și în Mora Bor și în Cuțișor, că prinde Dârle pe acolo. Se dau un cântec cum i-aș da mie. M-a rugat cineva să spun, domnule Sergiu, dumneavoastră ce cântec v-ar plăcea să-l dați? Păi fiți atenți aici ce cântec, ce va veni ăla. Dar, uite, o să vă citesc 4 versuri din ochii, din o poezie a lui Romulus Moldovan. S-a ridicat brusc către cer cu o melancolie profundă. Ochii ei tremură în privirea mea. Hai. Thank you.
Da, uite, doamna Ștefan Mariana zice, bună ziua, pe data de 9 nepotul meu Ionuț a împlinit 17 ani. Vă rog o dedicație, îi dorim binele acestei lumi și să ajungă acolo unde își dorește. Vă mulțumesc frumos, din Călăraș v-am trimis. Și eu vă mulțumesc, oameni buni, am ajuns la final. Dacă tot mi-ați cerut, cam așa îmi place melodie de asta. Pare ușor mai tristă, dar mai realist. Oameni buni, vă rog să rămâneți într-adevăr buni, că vă tot folosesc apelativul acesta. Că și de la oamenii răi poți învăța ceva bun. Să nu fim ca ei. La bună vedere!